șoferul nostru, Pintea Haiducu. Mamă, prea în față mă filmez. Pentru că mergem la... Așa-i bine. Pintea Haiducu, șoferul, prieten. Șoferul, iar. Da, da, da. Mergem la control pentru ochi. Mergem la o clinică de ochi. Nu o să putem filma acolo la clinică pentru că nu ne lasă doctorii. Da. Suntem pe autostradă, dar este ok. Acum nu a fost aglomerat și nu avem restricție la orele 1. Nu trebuie să ajungem la ora 2. Când ajungem. Da. Să mergem să vedem despre ce este vorba mai exact. Păi da, o să trebuiască operație, că mai pot și eu, mai pot la control, da, na. Trebuie să vorbești un pic mai tare, că nu știu dacă se aude. Da, e comod, dar problema e, am zis că o să trebuiască operație la ochi. Da. Sau, să, sau îmi trebuie o injecție în ochi. Așa mi-au zis doctorii, să fac o injecție în ochi. Bine, dar am auzit că nu e dureros. Și operația și asta pe injecție. Dar să vedem, poate nu-i dat, dar nu am luat tratamentul ăla aline care ne-a dat. Dar nu mai știu, ai rețeta. Nu mai știu nicio unde e. Adică ce îți dăduse? Vitamina C și tarosin. Uite să ne impare măcar. Vitamina C am luat, dar tarosinul ăla n-am luat. Mai după aia mai vă filmăm. Când o să ajungem acolo, da. Am intrat în București. O să vă arătăm și vouă. Și vouă, prieteni. Vedeți Bucureștiul? Cei care nu știți Bucureștiul de mult timp. Op. Este foarte aglomerat, pare la pară, ca de obicei. Vedeți Bucureștiul? Aici suntem la intrare militari. Suntem aici cu Pintea Haiducu. Uitați-vă pe Haiduc. Ce zici, Pintea? Pintea, eu n-am baterie, Pintea. Da. E rău la telefon. Nu se oprești la pecul și dat. După intersecția asta e un mall pe dreapta. Da, mall la beta. Aine. La ITM, are Adidas și Balenciaga de aia la ITM la 2-3 milioane. Haide, că-ți doar de acolo și Pincio, cum? Balenciaga la 2-3 milioane? Da, de la ITM, eu îmi cumpăr haine de la ITM. Doamne, tu și cu aia mei de la Strehaia, care iau Lamborghini și ia Adidas de 2 milioane. Și mai bine așa. Bă, dacă ai Lamborghini... Te dai jos dintr-un Lamborghini, te dai șmecher, pare și hainele scumpe pe tine. Pare scumpe? Da. A, dar doar te dai, nu ești. Asta, bravo, măcar recunoaște că nu ești. Cine bă, mai dă cineva. În fața lui Dumnezeu toți suntem egali. Nimeni nu-i șmechele în fața lui Dumnezeu. Băi, nene, dar poți să te dai că ai milioane de euro? Nu, și dacă ai bani, lasă banii. Important e sufletul. În fața lui Dumnezeu toți suntem egali. Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Degeaba ai tu un milion de euro și altul nu are zi. Dumnezeu te iubește și pe tine și pe el. Să-ți iei Balenciaga fake. Da, și Iisus Hristos a zis să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu și mi-am dat viața pentru voi. Păi, ar însebar să ne dai și 9 de milioane de euro. Nu, ascultă-mă. În viață trebuie să fii bun, nu trebuie să... Sufletul contează. Oamenii mor și când mor nu e nimic cu tine. Tot ce lași în urma ta, lași bunătatea și iubirea și... Bă, lasă-ne cu vrăjeala asta. Și cu banii tu ce faci cu milioane de euro? Dă-ne și 9 de lei. Ce milioane de euro? De unde? Poate milioane de sute de lei. Păi da, dar tu nu ești în stare să dai pe o Balenciaga 1200-1500 de euro. Păi nu, de unde atâția bani? Ai înțeles? Și-a mașini pe banii aia. Păi asta e problema. Și tu dai pe dar de ce nu recunoașteți că sunteți lăbari? Păi eu recunosc, eu sunt de la ce zici tu. Sunt un om simplu, modest, nu sunt. Păi pe bune, Pintu. Pe bune, ce ai? Mulțumesc lui Dumnezeu că sănătos, că îmi dă sănătate, că asta sunt viața, astea sunt lucruri importante în viață, sănătatea, familia. Bun, el, dar ăia au Lamborghini și Adidas de 2-3 milioane. Bravo lor să fie sănătoși. Ce?
cum să ai Lamborghini? Bă, și stai un ceas de la pe dreapta, pinde, că faci dreapta. Bă, stai ceas pe de 100 de euro. Să dea și ei cum dădeam eu 30.000, 50.000 cu ceas. Dacă te uiți la unul cu Lamborghini, se dă jos. Dintr-un Lamborghini mai contează că mai crezi că ăla e fake, pare original, nu mai pare. Păi, dar pare, nu contează că înșel lumea, te înșel pe tine. E vorba de tine, să ai pretenții la tine când ai milioane de euro. Vinde avanti în dreapta, că faci dreapta. Ai înțeles? Nu să eu dai impresia. Dacă îmi iau haine de la târg, de la piață... Păi da, dar e problema că tu nu ai sute milioane de euro. Omule, ai sute de mii de euro. Bagă și în dreapta. Că eu n-am nici mii. Ce-ai zis? Eu nu am văzut nici mii în mâna mea, nu știu de cât timp n-am văzut și eu pe 3-4 mii de euro. Aoleu, ce bandit ești. Pe bune. Păi nu, când ai luat de la Șabarnescu, nu... Păi atunci mi-a dat 2.000-3.000. Păi vezi, Pinto, zi aici ca să audă banii noștri. Da, mă, bă, nu contează banii, dă-i naibii, banii vin și pleacă, sănătos să fii. Poți să trăiești viața și cu bani puțin și cu bani mult. Important e să știi cum să ți-o trăiești. Adevărat. Contează modul în care îți trăiești viața. El își trăiește viața cel mai frumos, la plăcere. Eu am trăiesc viața liniștit, îmi văd de treaba mea. Sau trăiești viața agitată? Nu, păi doar când umblu cu voi am viața agitată. Da? Da, dar așa cum faci, când ai nevastă, nu trebuie să mai umbli și cu altele. Ai înțeles, Pincio, când ești cu noi, normal că te dăm în primire la nevastă. Te dăm în primire la nevastă, te-ai ieșit în sura sau nu? Da. Spune-ne și nouă. Serios? Păi crezi că se uită ea pe vlog, Ana? Se uită. Cum să nu se uită? Pe bune? Se uită, Ana. Oh, bravo, Ana, te iubești, te vedeți? Vezi, Dana? Da, eu văd. Vorbim și noi cu Pintea, prieten. Pintea are dreptate în ce spune, să știi, degeaba îl cer, că chiar știe ce spune. Cui dreaptă, Pintea? Da. Dacă o trăceam Pintea aici, unde era? El știe ce spune. Era al nostru, Băsescu. Și are suflet. Și Iohannis, al nostru, care l-am votat, eu nu l-am votat. Cine l-a votat? L-ai votat, Dana, pe Iohannis? Stai, dar când sunt alegerile? Păi, cum pleacă? Când au fost, că nu mai știu, ultima dată. Acum 4 ani. Cine a mai candidat? Păi, acum sunt alegerile, nu? Acum... Nu acum, anul viitor. La anul, nu? Da, atunci când am fost noi la votare, ultima dată, Leo, cine mai candidat, că nu mai știu. Nu mai știu, adică Ponta, Dăncilă. Pe Dăncilă am votat. Tare dacă la Dăncilă. Păi pe Dăncilă, Dăncilă ajunsese și ea. Că zicea că nu mai cunoaște pe Liviu Dragnea, care el a pus-o acolo. Păi, așa fac tot. Din cauza asta i-a dat Dumnezeu și a scos-o afară. Dar Liviu a devenit coleg cu noi pe YouTube. Pe bune? Da, facem un cadru. Face și... Am înțeles, face vlog. E colegul nostru, da. Da, domnul Liviu Dragnea, vă salutăm și vă pupăm. Noi suntem susținătorul dumneavoastră. Păi stânga, stânga după ăsta cu porsul. Da, Pinte, nu mai zici nimic? Și faci dreapta pe panduri. Pintea, mai spune-ne o discuție de-asta de atacul. Pintea, poți să vorbești o grămadă și multe subiecte. Da, uite, spune-ne despre asta, despre... Foarte frumos. Aia cu timpul, revelația, nu știu care. Știi? Vă spun despre religie, nu? Vezi? Da, ba da, Pintea. Asta mi-a spus. În ce religie crezi? Eu cred în Dumnezeu și cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în Biblie, dar religiile, hai să spun, de-a lungul timpului oamenii au fost manipulați și mințiți prin religii ca să poată să-i inducă în eroare, ca să poată să-i controleze, exact. Ca să-i manipuleze. Da, religia a devenit o afacere, un fel de manipulare a omenirii, a planetei. Mă tași că te aude Părintele Daniel. Și religiile astea induc oamenii în eroare și nu lasă să afle adevărul despre Dumnezeu. Nu, dar... Știi câte secrete ascunde Vatican și toate religiile astea? Pinteo, nu vorbi așa ca să inducă oamenii nu, în religia adevărată, eroare. Religia cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile Domnului Pinteo, Iisus Hristos. Pinteo, nu religiile vorbi. Religiile astea zmin toți. Și înseamnă... Bă, diavolul, știi cine-i diavolul? Tata cine? Minciunii. Diavolul e tata minciunii. Minciuna e cea mai puternică armă a diavolului. Diavolul vrea să fii mințit, să nu știi adevărul. Iisus Hristos când a zis, când era pe pământ, a zis adevărul vă va elibera. Ce a vrut să spună când adevărul vă va elibera? Că cine cunoaște adevărul, cunoaște calea și viața către Dumnezeu. Adevărul te poate elibera de minciună, de astea și te poate duce pe drumul spre Dumnezeu. Și asta diavolul vrea să facă. Vrea să ascundă adevărul de noi. Ca să nu știm adevărul despre care Dumnezeu.
Și de asta ne dă, de asta a manipulat diavolul prin oameni, prin anticriștiuri, prin la Constantinopol acolo când s-a făcut și Biblia și alea, când au făcut religiile și bisericile, au manipulat totul în masă. Dar judecata de apoi va fi? Să mă ierte Dumnezeu că vorbesc despre asta cu țigara în mână, dar înaintea lui Dumnezeu trebuie să venim așa cum suntem. Dar Lina, nevoie să vorbesc. Da. Pedicul, lipinciu. Oricum, eu vă zic despre chestia asta, dar eu sunt cel mai păcătos. Nu, că de asta, că nu poate... Bă, tu ne duci în, în reluare. Vezi că... Nu, Dana ne duce... Păcătos, nepăcătos, dar știi să-ți asumi, asta e important. Da, Dana, dar ne duce în reluare. Ne duce în reluare, trebuie să faci tu, dar cum te mai induci pe mine în eroare. În eroare ne duce. Hai să mai spun ceva. Nu știe să vorbește. Oamenii sunt prea orbi să vadă și sunt manipulați de diavol. Știi de ce? Pentru că Iisus Hristos când s-a înălțat la ceruri, a zis așa: o să vă las Duhul Sfânt Mângâietorul să vă îndrume și să faceți minuni pe pământ cum am făcut eu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hai, fă o minune și pentru mine. Nu, dacă tu vezi, 10 milioane de euro. Sunt unii oameni, nu știu din ce religie am văzut pe internet, dar acum nu știe, se știe de, de partea cui sunt, de unde le vin puterile și minunile. Că și diavolul face minuni și minte că e de la Dumnezeu. Știi ce zic? Și, de exemplu, am văzut oameni în cărucior cu rotile, cum s-au ridicat, sau oameni care s-au lăsat de vicii și de-astea, înțelegi? Sunt tot felul de oameni care... Dumnezeu le-a, adică oamenii lui Dumnezeu le-au făcut minuni. Și asta zic, și lumea nu e conștientă. Bă, dacă se întâmpla minunea aia, cum nu există Dumnezeu? Dumnezeu există. Dar lumea nu vrea să accepte adevărul, pentru că adevărul e crud și dureros, dureros. Lumea nu vrea să-și accepte păcatele lor, li se pare, bă, nu. Pentru că dacă un lucru le-e interzis, nu vor să accepte pe Dumnezeu, pentru că mai multă plăcere găsesc lucrul ăla interzis. Înțelegi? Nu poți să renunțe la lucrul ăla interzis pentru că le place pe moment și e ceva trecător. Și pentru ei mai important e un păcat, mai important e o plăcere de moment decât să fie apropiați de Dumnezeu. Pentru că ei văd doar viața asta și atât. Pintea, lasă-le că le-ai dus prea mult în reluare. Da, așa e. Reluare. În reluare, nu? Noi vedem doar viața asta pe pământ. Nu ne gândim ce o să fie la viața de după. Aaa, te gândești și tu ce va fi la viața de după? Nu știu eu de cum a fost pandemia, cum a fost la viața. Scuze-mă, păi mulți nu se gândesc nici la viața asta pe care da. Dar problema e, Pincio, că viața de viața aia care ai spui tu, mulți nici la viața asta nu se gândesc. Da, da. Joc de ea. Dar vă spun eu ce am aflat la pușcărie. Pentru că nu există nicio viață, dar apoi ce spune Pintea? Ce ai aflat, Leo? Iară am aflat când moare omul, nu mai știe nimic, îi se taie film. Păi așa e, exact asta e. Vrei să spun adevărul? Zii. Un om când moare e ca și când dormi profund, mort, nu mai știi nimic, nu mai știi nimic. Visezi. Nici visezi nimic. E mâși mort. Dar știi ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se întâmplă așa, nu se ridică niciun suflet. În timp, pentru un om când moare, el când se trezește din morți, e ca în o fracțiune de secundă, pentru că nu mai are timp, nu mai are spațiu, nu mai e nimic. E mort și atât. Dar când vine învierea, vine judecata de apoi și vine Iisus Hristos pe cer cu toți îngerii, la sfârșitul vremurilor, la sfârșitul lumii, da? Vine Iisus Hristos și învie toți morții. Da, când... Toți morții, toți oamenii care au existat pe pământul ăsta, toți oamenii care au murit și au existat pe pământul ăsta, Iisus Hristos îi va învia și vor fi judecați de Iisus Hristos. Atunci se trezește oamenii la viață. Dar nu există viața de apoi când mori acum. Trebuie să treacă timpul, să vină sfârșitul lumii, să vină judecata. Și atunci Dumnezeu îi va învia pe toți și va judeca. Dacă și atunci decide, știi? Când va fi judecata? Când scrie în Biblie, nimeni nu știe judecata, nici fiul, nici îngerii, doar Dumnezeu, Tatăl știe când va fi ziua aia. Poate să fie peste 1000 de ani, 2000 de ani, 100 de ani, 50 de ani, doar Dumnezeu știe. Și până în 1000 de ani, până așteptăm să fie judecata, toți oamenii sunt morți. Da, toți oamenii așteaptă în moarte, așteaptă. Eu nu vreau să mor, o să trăiesc până atunci 1000 de ani, 2000, cât ai zis tu. Dar mai sunt, cum scrie, chestia e că poate să fie și peste 20 de ani și peste 30 de ani sau poate să fie și peste 500 de ani. Dacă ne luăm după Biblie și cum scrie acolo că gen o să vină Anticristul și cât timp domnește pe pământ și o să mintă lumea. Păi cine e Anticristul? Că Anticristul ăsta? Anticristul ăsta e fiul satanei care este trimis pe pământ. E pe pământ? Nu, e, s-ar putea să se fi născut, să aibă 7, 8, 9 ani, 10 ani, cine știe. Adică nu stai pe 1000 de ani. Da.
A, până mai... Până nu se știe. Bă, poate fi bebeluș, nu? Normal. Până mai crede... Poate fi la școală, cum de exemplu. Da. Bă, până mai crește, n-avem treabă. Ascultă-mă, Biblia, tot ce scrie în Biblie s-a întâmplat. Lumea este prea oarbă să vadă, tot ce scrie în Biblie s-a întâmplat cu exactitate. Și se va mai întâmpla. Slavă și glorie lui Dumnezeu. Că tot ce a zis Dumnezeu se întâmplă. Da, Pintea, dar tu de unde știi atâtea lucruri? Pintea, Pintea. Din Biblie. Mai trebuie să faci stânga, mă, omule. Dar unde le țin minte? Unde le țin minte? Dar Leo, Pintea Leo, îi plac foarte mult lucrurile astea legate de religie. Da. Mi-e tot timpul... Aoleu! Trebuie să vorbească cu părintele Petru despre asta. A, bravo, Pintea. Mie tot timpul îmi spune despre... Intrăm din seara pe TikTok sau nu vrei? Da, da. Sau nu, că te fugi, fugi din țigănie de la noi de aici, cum ai zis? Zic cum? Zic cum am auzit că ai zis la lume că fugi din țigănie. Nu, cui ai zis? M-a surat cineva, ai grijă că fuge da. Pintea. Azi dimineața la 7. Malin. Serios? Păi pe bune, ce ai zis că vrei să fugi de noi? Nu, mă, am zis el, am zis, m-a sunat el că nu știu unde era și am zis eu că... Nu mai vreau să fiu prieten cu prietenii țiganilor din șatru. Pe dreapta, adică cu noi. Pintea, dreapta. Pe noi, pe noi n-am treabă cu șatru. Nu înțelegi și tu în final. De fapt, tu înțelegi că... Păi da, dar... Da, mă, bă, eu știi de ce, știi, fai faza. Eu stau și mă, nu mă dau eu mare deștept, mare alea, că poate eu sunt cel mai mare prost și cel mai tâmpitor. Dar mă gândesc așa, bă, cum alți oameni, adică văd așa... Văd cum manipulează diavolul. Nu știu cum văd eu chestia asta, dar văd cum intră diavolul și manipulează mintea oamenilor. Stângărie. Da, Pintea, da, aici știi, depinde și de fiecare persoană. Suntem la București, prieteni. Câtă încredere are, câtă, nu știu, cât crede în Dumnezeu și diavolul intră în persoanele care permit acest lucru. Pentru că dacă ești un om credincios și ești cu sufletul aproape de Dumnezeu, nu au cum să întâmple lucrurile astea. Și dar nu crezi, bineînțeles, în Dumnezeu. Da, Pintea, bă, și n-am înțeles nimic, ne-ai dus în reluare. Ce? Păi, până la urmă n-am aflat nimic. Până la urmă, ca să zic care e chestia cu viața asta, scopul vieții și... Mulți își pun întrebarea care e scopul și sensul vieții. Sensul vieții și scopul vieții este mântuirea sufletului aici pe pământ. Dar scopul vieții cum e? Să-ți iei adidas de 200, de 2 milioane, de la, adică să-ți iei fake-uri. Da. Ca să ții banii pentru lumea înaltă. Bravo! Nu, păi dacă nu ați bai bani și nu-ți permiți originale, păi ți-ai bun, fake-uri. Și când dai milioane de euro, de ce ți-ai fake-uri? Pentru că de ce să mănânci banii alea pe niște haine, că cu banii aia poți să-i ții pentru familie sau pentru orice lucru mai important decât. Păi da, dar haine. După aia e acum folosește. N-ai văzut cum e lumea, care și eu am obsesia asta pentru haine, că nu știu, sunt tot la fel, sunt om, greșesc, nimeni nu-i perfect. Dar normal, în viață sunt lucruri mult mai importante decât mândria, decât afirmarea, decât să-ți iei nu știu ce. În viață sunt lucruri mult mai importante și... Sigur că trebuie să mergi înainte. Bravo. Înțelegi? Hai, verde, verde, hai. Și câteodată eu apreciez oamenii aia unde își găsesc bucuria în lucruri mărunte, știi? Așa și spericeți în lucruri alea mărunte, știi? Dar, de exemplu, dacă ies în parc cu cineva sau se duc la un restaurant și mănâncă ceva sau alea. Bravo. Deci găsește fericirea în lucruri uite, mărunte vezi, și alea. Pintea gândește perfect ca mine, scuză-mă, Pintea, pentru că suntem aceea zodie. Și da. Eu și ursul și bun, dar Pintea atunci e credincios dacă el nu merge la biserică. Eu nu sunt credincios, eu cel mai păcătos. Până la biserică trebuie să mergem. Uite, Dana, să nu mai îmi spui niciodată să merg la biserică. Dar biserica nu are neapărat legătură cu credința. Dacă crezi în sufletul tău și în Dumnezeu... Știi ce? Dacă crezi în Dumnezeu, te pui în camera ta, te închizi la tine în cameră, te pui în genunchi, te rogi la Dumnezeu și Dumnezeu ți ascultă mai mult rugăciunea de la tine din cameră, făcută dintr-un suflet curat. Și de suflet curat și cu gândul acolo la ceea gândul. Ce faci. Da, dar nu mai trebuie să vă gândiți la altceva. Că Leo degeaba te duci și te afișezi în biserică și gândurile tale nu Pintea sunt în altă parte și te închini și te rogi cu ochii încolo și cu gândurile mult iubește Dumnezeu oamenii, dacă Dumnezeu știe ce putea să facă cu noi. Putea să ne lase, bă, v-am căiat, stați pe pământ, faceți de cap, vă distrugeți unii pe alții, da? Dar Dumnezeu ce crezi că a făcut? Dumnezeu prin prea multă iubire l-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos să ne spună adevărul, să ne spună cum trebuie să fim. Și ce crezi? Ne-a spălat păcatele prin jertfa și moartea lui
Domnului Iisus Hristos. Atât de mult iubește Dumnezeu lumea. Și pe tine, cât de mult te-a iubit Dumnezeu, te-a salvat de la moarte, ți-a dat o nouă șansă la viață. Da, mă, operație pe creier, care oamenii unul la unul rămân paralizați, rămân cu probleme după operații de astea. Și Dumnezeu, minune mai mare de atât, ce vrei să vezi? Mulțumesc Dumnezeu, Pinta. Înțelegi? Dumnezeu ți-a dat o viață din de nou. Și trebuie să ai grijă de ea, Leu, și să ți-o protejezi și să asculți ce ți se spune. Stai nu pe aici, dreapta. Și la tratament și la alimentație și la tot. Uite că unui dubă, vezi? Așa spun mereu, că îți bași ochi singur de șansa ta. Și eu chiar cred în puterea lui Dumnezeu. Eu atât cred și mărturisesc puterea lui Dumnezeu să audă toată lumea. Nu, Dana, ascultă-mă. Mărturisesc puterea lui Dumnezeu. Când erai acolo, eram în mașină și plângeam. Am crezut toți că mori. Și am zis așa, Doamne, numai Tu ai o putere. Doamne, fă-i minunea asta, arată-ți minunea, arată-ți slava și gloria. Și mie Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și arătat slava și gloria. Mulțumesc, Pinta, Doamne ajută. Asta zic, trebuie eu să te mai gândești cu că Dumnezeu, el, prieteni, Dumnezeu ți-a dat o nouă viață, o nouă șansă. Da, Leo, îl iubește mult pe Pinta și ține la el. Dumnezeu trebuie să-l iubească cel mai mult, Leo. El îl tachinează așa. Pentru și pentru că totul e în slava și în gloria lui Dumnezeu. Nu, e nu vreau să arăt cât de deștept e Pinta. Nu sunt deștept, doar vă spun. Tot ce se întâmplă, se întâmplă în slava și în gloria lui Dumnezeu, nu datorită nouă ca oameni, că noi ca oameni suntem slabi. Noi dacă suntem în situații puse, noi nu stai, suntem... Stai, din. Bă, noi, dacă suntem puși în niște situații, noi atunci vedem în ce suntem capabili să facem, cât de nenorociți suntem ca oameni, înțelegi? Eu am fost pus într-o situație în care Dumnezeu mi-a arătat, ia uite cât de slab ești, ia uite cât de nenorocit ești, ia uite cât de jec și de păgân ești. Ești un zero. Mi-a arătat Dumnezeu, m-a pus într-o situație și mi-a arătat cât de slab sunt eu ca om și cât de neînsemnat sunt ca om. Stânga pe aici. Înțelegi? Și atunci am văzut slava și gloria lui Dumnezeu. Slavă și glorie, fă-i stânga. Voi nu ați trecut prin astea, ca să vă dați seama, să știți ce înseamnă. Eu n-am trecut Pinta, eu am trecut Pinta. De asta zic, tu ai trecut și de asta trebuie să-L iubești pe Dumnezeu mai mult ca orice. Pentru că cine putea să-ți dea viață? Bine, zi-mi ce înseamnă de pe putea cruce. Putea patroana, putea patroana, puteam noi. De pe cruce, inri. Habar nu am. Asta, crucea știi că e un simbol de bol rău? Pentru că crucea reprezintă moartea și jertfa și chinu, că a fost chinuit Iisus Hristos. Și oamenii și religiile folosesc crucea ca să le aduc aminte ce au făcut ei rău lui Iisus Hristos. Dar de fapt crucea nu e ceva gen pentru Dumnezeu. Ai văzut ăia gen religia apocrită nu-și fac cruce din chestia asta? Pentru că gen e ca și când aduci minte lui Iisus Hristos chestia asta. Au... Pentru că manipulează. Crucea aia e semnul jertfei. Dar semnul de unde știi tu asta de treburile astea? Ce? De unde le știi? Nu știu de unde le știu. Pe bune, ai avut așa o ceva de la Dumnezeu? Nu știu de la un har. Asta, dar eu am citit Biblia, nici Biblia n-am citit-o toată. Am citit Biblia așa în mare parte, dar am mai învățat, dar lucrurile astea îmi rămân în minte. Nu știu, dacă mă pui să învăț alte lucruri, nu pot să învăț. Dar lucrurile astea îmi rămân în minte așa, fără să vreau. Da, fără ai să... un har pentru... Înțelegi? Darul de la Dumnezeu pentru tine, Biblia. Bravo, mulțumim, Pintea, Doamne ajută, prietene, a nebunit Pintea cu predicile lui. Ba nu ne-a nebunit deloc, că e foarte esteț și știe. Păi ia, spuneți-mi și mie, răspundeți-mă atunci. Pintea, acum dai înainte până la cățel. Răspundem puțin la o întrebare. Scuză-mă un pic că te întrerup, țineți ideea. Vreau să-ți spun ceva, ca să nu-mi pierd ideea. Păi știi ceva, Dumnezeu nu cere așa, nu cere lucruri mari de la noi. Dumnezeu nu cere să ne schimbăm viața sau nu știu. Dumnezeu ne cere doar atât. Iubire, iubiți, fiți mai buni unii cu alții. Nu mai aveți răutate în voi, dușmanie, invidie. Atât. Dumnezeu vrea să eliminăm lucrurile astea rele. Da. Nu ne zice, du-te acum, fă-i aia, fă-i... Schimbă-te prin iubire, pentru că Dumnezeu e iubire, Iisus a iubire. Iubire, Dumnezeu atât vrea de la noi. Iubire. Da, hai să spune nu ceva. Vrea Dumnezeu de la noi, nu știu. Dar ai voie să faci păcate, prostii cu alte femei? N-ai voie, e un păcat prea mare, e un păcat foarte mare, prea curvie. Doamna curvie. Ana, să știți că Pintea nu are nicio problemă, doar merge la femei. Da, nu e. Dumnezeu să mă ierte, dar asta e un păcat mare. Păi nu, problema e trebuie să-și iubească nevasta, nu trebuie să se mai gândească la altceva, la alte probleme. Da, dar în ziua de azi foarte mulți bărbați care în ghilimele își iubesc nevestele și merg și la alții. Pentru că așa e omul rălsat, cum și eu poate sunt, și eu sunt, am, sunt și am fost și îmi recunosc păcatele.
suntem oameni și suntem oameni, suntem animale cu raționament și gen simțim, vedem femei, vedem alea, îți vine să te bate. Nu e băi Pinciu, ascultă-mă, ascultă-mă că nu există bărbați perfect, zi-mi un ascultă-mă bărbat care înșeală sau nu știu. Uite ce. La mine, între foarte Dana și mine cap, este iubire de 8 ani de zile. Și n-ai înșelat-o niciodată? Nu. E problema că la tine nu iubești, înseamnă, ori tu nu iubești, ori ea nu iubește, nu, poate ea nu te iubește, da, nu știu, ai înțeles? Așa e. Eu am nevoie de iubirea lui Dumnezeu, nu de la iubire de la oameni sau să de la ne ierte Dumnezeu. Dumnezeu să ne păi ierte. Și cum îți dă iubirea Dumnezeu? Iubire, gen să... Bă, nu, înainte, mă, de ce faci dreapta? Mă agită ăștia, frate, că nu mă înțeleg cu ei, le spun. Păi nu mă înainte, până se termină asta. N-ai cum să le spui. Știi cum scrie? Spune așa, nu știu unde am auzit asta, dar am auzit-o, un ateu care nu crede în Dumnezeu poate să se deschidă și porți de cerul, să se deschidă și cerul, să vadă îngeri. Știi ce zice? Holograme, nu-i real, eu tot nu cred în Dumnezeu, așa zice un ateu. Deci un ateu n-ai cum să-l faci, un ateu convins poate să se deschidă și cerul, să vadă ce ar vedea, el tot nu crede în Dumnezeu. Așa și eu vă explic unele lucruri, dar voi după uitați, știi? După reveniți la treburile voastre. Dar cel mai important în viața asta nu e nimic decât mântuirea sufletului, atât. Pentru că Dumnezeu de asta ne-a dat viața asta, ca să putem și ne-a dat șansa să ne mântuim sufletele. Pentru că sufletele noastre vin de la Dumnezeu, sursa sufletului este de la Dumnezeu. Omul când moare, sufletul se întoarce la Dumnezeu, pentru că sufletul îi aparține lui Dumnezeu. Pământul ăsta aparține pământului, ăsta, trupul nostru aparține pământului, știi? Și de asta pământul devorează și astea, pentru că se întoarce înapoi în pământ de unde provine. Și sufletul se întoarce înapoi de la Dumnezeu de unde provine. Deci asta zic, sufletele noastre nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Bun, și forțele astea care vin necurate. Așa. Uite, de exemplu, forța lui Doru Soare. De unde vine? Ce forțe? A lui Doru. Hai să vă spun ceva, diavolul a fost înger. Diavolul a fost înger, era cel mai frumos înger. Știu și eu povestea că l-a aruncat din cer, l-a alungat. Diavolul și demonii sunt niște îngeri care au făcut rebeliune, sunt niște îngeri necăzuți, care s-au împotrivit înaintea lui Dumnezeu. Au vrut ei să fie mai mari decât așa Dumnezeu. Așa cum ești tu, nu? Eu sunt un om, sunt un înger, sunt un păcătos. Păcătos. Știi ceva, pe mine Dumnezeu... Dacă de păcătos sunt, n-ar mai trebui să mă țină în viață. Pe mine bunătatea... Doamne, nu vă spun ceva. Bă, du-te cu... Ai nebunit, mă, vezi? E vorba asta, pe nebunit. De la prea multă religie. Dar ca să vă fac să știți și voi că bunătatea lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu, în primul rând, ne ține în viață zi de zi. Gata, Dana. Înțelegi? Dana, nu lasă-l să termine. Păi plictisem lumea cu blogul ăsta. Zic. Dumnezeu ne dă, ne trezește în fiecare dimineață, Dumnezeu ne ține în viață pas cu pas. Dacă n-ar fi iubirea și îndurarea lui Dumnezeu, noi am fi toți morți. Pentru că diavolul asta caută. Dacă Dumnezeu nu ne-ar proteja, diavolul caută să ne omoare, să ne chinuie, să-și bată joc de noi și de sufletele noastre. Și Dumnezeu, prin bunătatea și arul lui, dacă ați ști voi cât de multe a făcut Dumnezeu pentru voi și cât de mult va proteja Dumnezeu pas cu pas, secundă de secundă, i-ați mulțumi mai mult decât îi mulțumiți. Adevărat, Dumnezeu trebuie să fie mereu în sufletele noastre și să credem în El. Da. Știi care e chestia? Dumnezeu nu-și cere nimic. Dintr-o sută de pași, fă-i tu un pas și restul de 99 de pași va face Dumnezeu către tine. Tot ca să-și arate iubirea și mie. Cum e pasul ăsta făcut? Pasul credinței. În primul rând trebuie să crezi. Asta e primul pas. Să crezi cu din suflet. Noi credem, Pintru, credem. Din gură toată lumea crede. Adevărat. Ai văzut Pintea, se duc în biserică și... Dar sunt cu ochii la tine, te urmăresc, cu gândurile clar în altă parte. Dar știi care e cea mai mare problemă? Păi normal, eu când merg cu biserică și... Hai să vă spun o chestie. Eu sunt de 100 de ori mai păcătos decât voi, pentru că voi nu știți și Dumnezeu vă iartă mai repede pe voi care nu știți decât pe mine care știu care și nu pun în practică. Nu. Fintea, da, eu care știu și păcătuiesc și știu iubirea lui Dumnezeu, știu de Dumnezeu. Și eu dacă fac un păcat, păcatul meu e de 100 de ori mai mare decât ale voastre. Problema e pe următoare. Îmi spune și mie la o întrebare. Eu când mă duc la biserică și văd o femeie frumoasă, nu, care văd o femeie frumoasă și are alte gânduri în cap. Da, asta se spune la diavol, da. Zi. Da, asta se spune la și diavol. Și acum e, adică când zice săracul, cum e la vorba aia Aline, cu pâinea, cu... Zi, mă. De ce?
Cui cade și pâinea. N-am, nu înțeleg ce vrei să zici. Era o glumă de-aia. Vedeți, prieteni, râul Dâmbovița, cum îi spune? Da. Duce spre canalul Marea Neagră. Da? Merge la mare? Da. Pe nu merge în Pigio, că n-avem bani, spune la prieteni. La Constanța, acum în septembrie, ce se face acolo? Nu, în septembrie ar fi frumos. Uite, 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 lepedele, filmează-le, Leo, le vezi? Da. Doamne, ce frumoase sunt. Am văzut și lepedele, prieteni. Lepădușele mele. La problema că dacă Dana vede o barză, când vezi barză acum, ce e, prieten, când vedem barză? Ne aduce bebeluș. Oh, așa e și la voi, la români? Că la noi, la țigani, tot așa, că aduce un bebeluș, că aduce un copil. Da. Ce trebuie să zici când? Nu e zis. Stânga, dreapta, linie. Numai înainte. Numai înainte, așa, ca rușii. Bravo, Pintea, mulțumim frumos, mulțumim pentru tot. Nu, mulțumiți mie, mulțumiți lui Dumnezeu pentru că toate lucrurile astea. Dumnezeule, mulțumim, Dumnezeule. Știți adevărul, nu eu. Mulțumim, Doamne, Doamne, iartă-ne, Dumnezeule, iartă-ne și pe Pintea că nu știe ce vorbește. Și pe mine. Cum să nu știe eu ce vorbește? Spune foarte bine. Chiar nu știu. Bine, prieteni. Mai revenim când ajungem acolo la destinație. Salutare, prieteni. Am ajuns la București. Uitați aici, deci am ajuns la Ponderas. Asta e clinica mea la ochi. Așa. Așa, dar n-ai ține și tu ca să iau capul de la Pintea. Pintea! Pe puțin. Pintea! Face vizionare. Iată, să spun aici un interviu la... Stai aici mai lângă mașina noastră. Să nu te ranjăm aici trecător. Da, prieteni, am venit cu Dana la... Am venit aici la clinică. Am venit la clinică. Bine, nu știu, Dana, nu mi-l lasă. Da, lasă că stau așa. Lasă că filmează Pinto câteva minute. Păi spune tu că... Vino cu asta, te vadă și pe tine în lume. De ce nu vrei? Da, vreau. Păi, e clipul tău, spune, și trebuie să fii și tu. Da. Stai, că nu, că am pus la telefon. Da, că îl sună așa că am venit aici la clinica. Pentru că e clinica... E clinica de ochi asta. Bine, e clinica de ochi. E clinica pentru toate bolile aici. Dar problema că am venit aici la ochi. Aici am programare la clinica asta și aici o să mă operez de la 8. Da, mergem în timp să vedem despre ce este vorba. Știm mai despre ce este vorba. Da, mai fost, da, vrea să știu că e mai fost și știi despre ce vorba. Știm despre ce este vorba. Trebuie să mă operez sau să-mi faci o injecție aici. Pentru că am niște vase de sânge în spatele ochiului. Spatele retinii. De la diabet, de la... Nu știu de la ce. Da, Leo, și acum sper să te potolești ce cu regimul alimentar, că ți-ai făcut destul de cap și cred că toată lumea a văzut ce faci și cum faci. Care regim alimentar? Eu nu țin regim, cum să nu țin regim? Am mâncat și eu o bucățică de oaie și am băut un pahar de vin atâta. A fost doar vin. Da, și că nu eram atât, deci mă duceam cu spatele, bei un pahar de vin. Ah, nu, nu, nu. Nu beau, că n-am boie. Mai băie, pe tocmai asta e ideea. Da, Pinto, ce e magazinele acolo, ce e? Nu mai e de rugare. Dar aici unde scrie mesaje zile aici. Magazinul de face aici? Nu, ochelari. A, doar de ochelari. Este magazin de vedere. De vedere? Da. Păi să vedem că sunt. Păi să vezi păi dioptrie, să vedem de contul. Da, dar și ramă de ăsta, dioptrie, n-au ei. Păi au. Au dioptrie ei și în cauza așa. Să vedem dacă îți recomandă ochelari. Îmi recomand, dar prima dată să merg la doctor, dar asta e problema, dar eu uitați-mi de doctor. Da.
dacă ai mai petreceri din cap, Leo, și mai îngrătare și oi și miei și de toate. Mă lupt cu oile, Dana, ce să fac? Viața lui se lupt cu oile. Oricum, n-am nimic. El are foarte multă energie, se simte foarte bine. Prea tot timpul să fie așa, nu știu, în acțiune maximă, dar... Ce nu poți? Poți. Ba poți. Deci așa om, după toate intervențiile pe care le-a avut și problemele, deci este chiar o minune. Adică nu există așa ceva. La 4 luni la operație să fie cu așa energie și... Păi la care 4 luni? La 9 luni după operație. 9 luni, dar am vrut să zic la 4 luni după recuperare, scuze. Cam 3 luni jumate chiar. Adică după comă. Ei, lasă că nu a fost chiar comă, Leu, că ai mai avut așa momente. Am avut, eu n-am, nu mai țin minte nimic. Dar la aceste 4 luni, hai să le spunem, de recuperare, în care s-a recuperat, îmi dați și noastră. Da, vei se mai umplă picioarele și asta tot din cauza lui că este vorba despre sare. A mai discutat, sper să înțeleagă hai ce să vedem spus. Ce avem. Așa. Și că uneori vorbește așa puțin mai greu când e foarte mult solicitat. Atât. Hai dar că mai... Uitați-vă și la mai revenim când ieșim, prieteni. Da, trebuie să mergem că... Oprește pincă și mai... Hai, da, gata. Da, prieteni. Haideți aici afară. Haideți aici mai afară. Deci haideți aici afară. Am venit acum și am venit la clinică. Nu știu cum mi s-a anulat programarea. Și am mai rămas să venim joi. Nu mai contează, am venit la clinică aici. Și încă n-am rezolvat ce trebuia și că joi trebuie să ne întoarcem. Ce am rezolvat? Că n-am rezolvat nimic. Păi dacă nu era programarea de joi, ce făceai la Ovelet este 3 luni. Înțeles. Am rezolvat cu programare pentru joi. Pentru că programările aici durează foarte mult și cu o lună, două până da, dar aveam programare, că am sunat-o și n-am avut telefonul să spun pe toată asta. Dar am făcut programarea mai bine. Dar... Deci ce să vă zicem, prieteni? Că n-am făcut nimic și că venim data viitoare. Este bine de repede. Așa, dacă mai așteptăm la 20. Păi nu am probleme la 8 și nu te văd. Leo, da, dar se rezolvă repede că și zic după aia și eu că v-am zis că la unde ești că nu te văd. Da. Ai probleme la 8 când închizi ochii nu mai vezi. Da. Uite, și vin de la fel are. Am problema asta la 8, uite așa. Un ochi pot să văd. Da, dar mai vezi și cu celălalt. Păi da, văd cu celălalt, că ăsta e bun. Da, dar problema e că văd da. Când sunt deschiși ai mândoi toată imaginea, la ochi e ceat. E ceat, da. Eu nici nu văd tatuat, nu mai văd tatuat. Doamne, Leo, te ce ești pe comentarii. Lasă-mă să faci tatuat. Să asculti, să iei tratamentul și bun. Să faci ce trebuie. Hai, stai puțin să încheiem vlogul. Salutare, prieteni. Vă rugăm și vă mulțumim că ne urmăriți da. Pe canalul de YouTube al lui Dana Criminala. Vă mulțumim mult de tot că vă uitați la noi. Mulțumim, mă pupăm!